Încet, încet apar și căpșunile românești cu vremea destul de capricioasă pe care am traversat-o cu călduri mari în iarnă și apoi cu diferențe considerabile de temperaturi de la zi la noapte, căpșunile s-au copt în solar doar cu ajutorul tunurilor cu aer cald. Una peste alta, la Buria și în Ilfov, fructele roșii aromate sunt gata de cules, iar clienții care cunosc gustul căpșunilor ilfovene deja bat sute de kilometri ca să le cumpere. Căpșunile românești se coc încet, încet la intrarea în ultima lună a primăverii. Iar solariile cu căpșune se umplu de arome care îți lasă gura apă. Bogdan Burlacu și soția au ales agricultura în timpul liber de mai mulți ani, iar acum cultura de căpșune, de roșii, dar și florile le ocupă chiar și vacanțele. Haideți să vă prezint un soi de căpșuni unifer. Am început cu lesul soiului, renumitului soi Dar Select. După părerea mea și nu numai a mea, a multor clienți, pare a fi cea mai bună căpșună care se cultivă în momentul ăsta în România. Avantajul este gustul, dezavantaj este faptul că este foarte tardiv, este târziu, mult mai târziu față de alte soiuri. Și chiar dacă acest soi nu are avantajul că produce fructe bune de poză sau de tablou, gustul și aroma de căpșună proaspătă te fac dependent. Este prima recoltă, practic, pe anul acesta? Da. Sunt primele căpșuni de la dumneavoastră din solar. Da. Pe piață acum sunt căpșunile grecești, nu? Da, sunt căpșunile din Grecia. Au început și căpșunile noastre românești. Sunt zone în țară unde deja se adună căpșună. Sunt soiuri care nu sunt atât de bune la gust. Sunt soiuri care efectiv seamănă cu cele care vin din Grecia sau vin din Italia sau de unde vin. Da, legumicultura de când faceți? Că dumneavoastră mai aveți și un alt job, nu e doar aceasta de legumicultor. Asta e în timpul liber, cum ar fi, nu? De vreo 12 ani. De vreo 12 ani faceți legumicultură? Da. Nu am pus-o ca și business. Businessul l-am pus un pic mai în spate. Pe mine m-a interesat efectiv reacția și feedback-ul oamenilor și să readucem odată gustul ăla care îl știam noi în România, și de căpșună, și de roșie, și de orice. Am ajuns să nu mai știm gust. La pepeni aducem, plantăm pepeni pe port altui, la căpșună punem pe substrat și automat gustul se pierde aproape în totalitate. Am undeva un alt soi. Dacă îl vedeți, se vede și la frunză, diferența e foarte mare. Haideți să vă arăt cum arată fructul. Ia uitați cum arată fructul. Ceea ce vorbeam noi de uniformitate, aspect. Uitați-vă cum arată. Deci gustul? La gust o să vă convingeți. Uitați-vă cum arată, de exemplu. Ia uitați-vă. Toate, uitați-vă ce luciu. Ce luciu are fructul. Acel luciu care nu l-au toate căpșunile. Care este bun de vitrină. Da, arată foarte bine, rezistență foarte mare, rezistă câteva zile față de darsele care nu, a doua zi ia deja. Ia să vedem în comparație. Așa, este dorește soi supermarketul. Da, da, da. Da. Cam nu așa face grădinarul acasă, cum ar veni dumneavoastră pentru produs local.
pentru gust. Tot ceea ce practic, este perfect. Ar trebui să le și gustăm, să facem un test aici. Zemoasă, da. Acrișoară. Deci nu este rea. Hai să vedem și pasta. Auzim bondare între timp. E clar diferența de gust. Producția e aproximativ la fel ca și anul trecut. Cam cât? Din două solarii aveți dumneavoastră? Din două solarii. Un salon de căpșună produce undeva între 500 și 900 de grame pe plantă. Eu în cele două solarii am aproximativ 5.000 de plante. Deci să mergem pe un nici pe un minim, nici pe un maxim, undeva să zicem 700 de grame per plantă, undeva la 3,5 tone pe toată suprafața acoperită. Și reușiți să vindeți de aici, din fermă, practic tot ce produceți? Da, de pe suprafața acoperită. De pe suprafața acoperită, în solarii. Nu facem față. Același preț ca și anul trecut. Da. Prețul de pornire a fost de 40 de lei. Nu vorbim de preț angro. Da. Vorbim de preț. Dați și angro. Adică vine cineva și ia mult mai mult. Nu știu dacă avem în momentul de față cantitatea necesară. Care se pretează pentru angro. Da, și plus că nu prea îi avantajează pe oameni soiul ăsta să îl revândă. Uh-huh. Dacă le adunăm, noi le adunăm de principiu acum, pentru prima oară, le adunăm mai mult în caserole. Dacă le punem în lădițe, deci maxim 5 kg, a doua zi se depreciază, efectiv, sunt perisabile. Cea mai mare problemă la ora aceasta, care se va acutiza în viitor, este lipsa forței de muncă în întreaga agricultură. Așa încât fermierul de azi spune că, deși dorește să se extindă, nu o poate face din cauza faptului că nu are cu cine lucra în solariile. Bogdan Burlacu a cultivat stolon și în câmp, dar spune că din cauza vremii capricioase, jumătate din producție o va pierde. Una, două, trei, patru. Nu mai sunt bune. Nu. Roșiile cu gust sunt și ele atoul fermierului ilfovean, deși hibridul bulgăresc ales nu dă producții atât de mari. Cât o să scoateți aici? Având în vedere că este soiul care nu produce atât de multe roșii, ca și cantitate, precosul produce poate la jumătate cât produce un hibrid olandez. Nu știu, eu estimez undeva la 1,5 kg per plantă. Și aici am undeva în jur de 500 de plante, deci... Până într-o tonă. Primele gogonele, de multe ori, sunt un pic neuniforme, pentru că este fric. Ca să diversifice activitatea în fermă, soții Burlacu au plantat anul acesta și zambile pe care le-au vândut tot de la poarta fermei.